Bun găsit, dragi telespectatori, emisiunea Viața Gorjului, realizator Aura Stoienescu, invitat domnul primar Mihai Mazilu, primarul orașului Târgu Cărbuneș. Bine ați venit, domnule primar! Să rămână cu drag, Doamne ajută, bine v-am găsit și să dea Dumnezeu să fie de bun augur, având în vedere că este pentru prima dată la noastră la postul de televiziune. Salut cu drag toți telespectatorii dumneavoastră, în mod deosebit cărbuneșterii mei dragi. Și noi îi salutăm pe cărbuneștenii noastre și pe toți telespectatorii noștri și vreau să arăt și cărbuneștenilor care au văzut deja asta și telespectatorilor noștri și primarilor din Gorj și din toată lumea asta, pentru că ne vedem și pe internet. Dragi tovarăși și prieteni, cum spunea Răposatul Ceaușescu, Răposatul, da. Aici este raportul de activitate al primarului de la Cărbunești, pe care l-a pus frumos pe două pagini, pe o pagină față verso, cu realizările de anul trecut și planurile pe anul 2014 și le-a dat la cetățeni. E un lucru frumos. Mulți fac raportul, puțin îl pun la dispoziția cetățenilor. Eu zic că este un lucru frumos și elegant, ca toate informațiile, apropo, cu ceea ce ți-ai propus la început de an, cu ceea ce ai realizat la sfârșit de an, cu ceea ce îți propui pe anul următor, și i-am rugat pe toți cărbuneștenii mei să păstreze această foicică ca la anul pe vremea asta, când trage linie și adunăm, să vedem ce am făcut din ceea ce mi-am propus. E un lucru, zic eu, frumos și sunt mândru de această treabă. Anul trecut mi-am propus 6 obiective, am realizat 13. Cum ați reușit? Am mai spus și cu alte ocazii și la alți colegi de dumneavoastră, nu e niciun fel de secret. Trebuie, eu știu, să pui și osul și mintea și osul fizic și osul sufletesc la tot ceea ce înseamnă și să te implici 100%. Să duci un lobby, pentru fiindcă banii nu vin de la sine, nu pică mare mălăiață. Banii nu vin de la sine, nu vin de la natură, trebuie să te duci să-i cauți. Iată că cu efortul din bugetul local, din vedere financiar, cu efortul cu banii guvernamentali și cu bani privați, am avut, o șansă extraordinară. Sincer, mi-a depășit chiar și așteptările mele. Am avut realizări, deci finalizarea unor proiecte de peste 60 de milioane de euro. La un moment dat, când am fost, ceva și sincer, de ce să nu recunosc premia de un lucru care sunt foarte mândru, la nivel național, spunea un om, vicepreședinte al Consiliului Județean din Vrancea, sau Vaslui, Vrancea parcă, așa, dom'le, eu atâtea realizări nu m-am avut la nivel de județ. Bine, cu o ușoară undă de, eu știu, dă și tu, așa. Am zis, dom'le, păi sunt două variante. Ori vă vor pune țosul la treabă sau care e problema? Haideți să faceți simt, vii dumneavoastră la Cărbune și eu la Vrancea și oricum o rezolvăm. Domnule primar, o secundă am să vă întrerup, vreau să precizez pentru telespectatori, avem acolo un număr de SMS 0766314582. Dragi telespectatori, vă rog să nu sunați pentru că nu răspundem la telefon, oricum nu vă veți auzi, doar SMS-ul. Dacă aveți întrebări pentru domnul primar sau sugestii cum să facă mai mare bugetul de investiții la Cărbunești, așteptăm să ne trimite SMS-uri. Mulțumim pentru înțelegere. Continuați, domnule primar. Deci, iată că după un an de zile de treabă, și asta nu a făcut treabă numai primarul, numai Mazilu, a făcut toată echipa pe care o coordonez, începând de la viceprimar și terminând cu ultimul coleg de-al meu de la biroule care implicit sau implicat în tot ceea ce înseamnă accesare, urmărire acestor fonduri pentru a finaliza aceste proiecte. Nu trebuie, cu drag îmi face plăcere să reamintesc că vârful de iceberg este cea mai mare investiție din Europa de Est, investiție pe 52 de hectare, 46 de milioane de euro, panouri fotovoltaice cu o putere instalată de 20 de megawați. Haideți să spunem de unde sunt banii. Bani privați. Adică? O firmă privată O firmă privată a avut străinătate, a venit în coace și a zis, domnule, vă dați seama că sunt peste 3700 de localități în țara românească, dar a ales Cărbuneștiul, de ce zic eu, că a văzut deschidere totală 100%, operativitatea cu care am parcurs toate etapele cronologice de, fiindcă sunt, e o mulțime, e o munte de birocrație. Așa, operativitatea cu care am parcurs aceste etape pentru a pune la dispoziție, a elibera autorizația de construcție pentru această investiție. Deci, eu zic că un procent destul de mare a contribuit primarul și echipa primarului. Nu trebuie uitat că până acum 4 ani de zile, acest izlaz pe undeva
pe Valea Mălinii, acolo, la, cum îi spunem noi, în partea de sud-est a Cărbuneștiului, acolo în zona Topșa Cărbunestat, până acum 4 ani de zile nici măcar nu a fost inventariat. E, comentariile sunt deprisos, nu vreau să spun sau să acuz pe nimeni, dar zic că această chestiune spune de la sine foarte mult. Ce a însemnat pentru dumneavoastră că, fiind bani privați, le-a spus la dispoziție tot ce aveau nevoie? Da. Întrebare, ce înseamnă pentru bugetul dumneavoastră și pentru oamenii din Cărbunești? Da. Deci, pentru bugetul privată. Local, pentru bugetul local, eliberarea autorizației de construcție, care este 1% din valoarea investiției, nu facem un calcul sau eu știu cine îi fuge mintea repede poate să-l facă, concesiunea, impozitul pe teren, impozitul pe clădiri și nu în cel mai și nu în ultim caz este angajarea celor 25 de lucrători care lucrează acolo, începând pe mentenanță, pe supraveghere și pe logistică, care din 25-24 sunt din Cărbunești. Este un lucru extraordinar. Sincer, de ce să nu o recunosc? Și a crescut valoarea acelui teren de la, eu știu, 200-300 de euro cât este hectarul. Am făcut o evaluare, de ce să nu recunosc, având în vedere criza și lipsa banilor. Aș vrea, deci aș propune în Consiliul Local să vând această bucată de teren, aceste 52 de hectare, pentru a face ceva pentru comunitate. Părerile sunt împărțite, pro și contra, dar eu îmi susțin acest proiect de hotărâre. De ce? Fiindcă, exact ca și acasă la tine. Dacă îți dă cât un leu pe an în timp de 25 de ani, nu faci casă. Dar dacă îți dă cineva 10 lei toți odată, până toamna te muți în casă. Doi, se pot întâmpla multe probleme în ideea în care investitorul este nemulțumit și s-ar părea că a început să apară mărul discordie, fiindcă acele bonuri vest s-au redus. S-ar putea să se mute, apropo de cei de la Jugul cu Nokia. Sau, Doamne ferește, să întâmplă ceva. Să nu ceva. Spunem totuși nume de firme. Să nu spunem. Așa, evenimentul care s-a întâmplat în județul Cluj. Adică se pot întâmpla multe. De ce adică să plece? Investitori care pot pleca, da, dacă nu au facilitățile pe care le-au avut atunci când au venit. Sigur că da, sigur. Bun, asta este concepția mea și mi-o susțin. Și cu asta am terminat cu această mare investiție. Este vorba, iar o investiție totuși foarte mare, apropo, aproape 280 de miliarde. Este vorba de o trilogie, dacă se poate spune așa, înlocuirea sistemului de distribuție a apei în Cărbunești, canalizarea, redimensiunea canalizării și stația de epurare care este funcțională de asta vară, din luna iunie. Este meritul masterplanului, nu este al meu, dar s-a făcut pe timpul meu și asta se vede, apropo de această stație de epurare care a fost dată în folosință, care a fost începută poate mai târziu ca altele prin alte părți, încă o dată să nu dăm nume că nu e frumos, și este funcțională cu un an mai devreme. Apropo de acea deschidere și de această colaborare 100%, de această simbioză între autoritatea publică locală și investitor, proiectant și investitor. Am dat în folosință anul trecut, pe vremea aceasta, 80 de apartamente anale, investiții de 253 de miliarde. Nu trebuie uitat că specialistul, indiferent el că este dascăl, medic, polițai, trebuie să nu să-și facă treaba fără să se uite cu ochii la ceas. Să-i oferi condiții decente de a locui, de habitat în Cărbunești. Dat fiind faptul și poziția strategică așa și într-o zonă care va fi rezidențială, medicul, o paranteză dreaptă, dacă îmi permiteți, de la 18 medici, dintre care 2 pensionari, acum 5-6 ani, acum avem 88 de medici, vine generația tânără și tânărul când vine în Cărbunești, tânărul medic rezident, după ce a terminat acest rezident, domnule, e unde stau? Poftiți cheile, veniți încoace și faceți-vă treaba. Mă mândresc cu actul de sănătate, de învățământ. Mai să fac încă o dată precizarea, da? Deci telefonul, dragi telespectatori, este pentru SMS-uri. Trebuie să dați mesaje, nu să sunați, da? Am aici telefonul, aștept mesajele dumneavoastră. SMS, da? Scrie acolo. Să continuăm. Da. Avem telefoane, nu le putem lua așa, deci numai prin SMS. Da, da. Nu trebuie uitat, în primăvara anul trecut, mai precis în luna aprilie, s-a dat în folosire reabilitarea sistemului de iluminat public în Cărbunești. Este vorba de investiții de 12 miliarde din bugetul local,
Și chiar am făcut bilanțul, să vedem, pe ultimele 9 luni, asta la 1 decembrie, la 1 ianuarie, o să facem 100% bilanțul pe în această primăvară, la mijlocul primăverii, când se face un an de când am dat această reabilitare în folosință. Ce pot să vă spun? Unul, gradul civilizat de iluminat și calitatea iluminatului, dar nu în ultimul timp, este vorba de o economie de cu peste 53,7% din consum. Este acel iluminat pe LED-uri care, sincer, îl audit o suflet, o firmă de toată isprava, și noi ne culegem acum aturile care le-am avut în vedere în momentul în care am hotărât să facem această investiție. Iar trebuie să precizăm că această reducere este lunar. Deci din cheltuiala pe care o aveați lunar, da, cu lunar, anual, anual. Și se împarte la 12 luni, da. Da? Lunar. Și lunar. În 5 ani de zile, da, în 5 ani de zile se amortizează această investiție. Este un lucru mare. Am asfaltat 3 străzi din bugetul local. Am amenajat pe verde. Anul trecut. Anul trecut. Pe 2013. Pe 2013. Am amenajat pe vertical, investit de vreo 4 miliarde zona ANL. Haideți să explicăm ce înseamnă pentru telespectatori. Amenajarea pe verticală înseamnă tot ceea ce presupune un habitat exterior civilizat, cu parcări, cu alei, cu iluminat, cu locuri de joacă pentru copii. Adică este una când iei un lucru de la zero, ți-l proiectezi așa cum vrei tu, exact ca și cineva care se apucă de o casă și o face cum vrea el. Nu este moștenire din altă parte, s-o mai cărpezi, s-o mai remediezi, să-i mai faci un gard. Este, am luat-o de la iarbă, cum se zice în termenul constructorului, și iată că eu zic că o să mă mândresc în ideea în care în viitorul foarte apropiat, să nu zicem hopa până când o să-l împărlează, mai am în pendință încă 20 de apartamente ANL, fiindcă deja avem aproape de 100 de solicitări. Și aveți și oportunitatea din partea ANL-ului să construiască sau sincer, alte surse? Sincer, da, oportunitatea din partea ANL-ului este o... De ce să nu o recunoaștem? Până la coadă este o sursă de venit. Chiar am tras linie și am adunat anul trecut, fiindcă cei care chiriași care stau în aceste apartamente plătesc o chirie. Deci până în 35 de ani o chirie este în jur de 70-80 de lei, iar după 35 de ani se dublează. Am făcut socoteala cu cât a contribuit la bugetul local această chirie. Este vorba de aproape 1,5 miliarde. Deci nu băgați dumneavoastră banii, deci, în schimb luați chiria. Da. Foarte avantajos. Sigur că da. Dar asigurați utilitățile. Utilitățile, care și ăștia sunt cu siguranță, da. Deci dacă rețin bine, și cu siguranță rețin bine, aproape 10 miliarde au costat anul trecut utilitățile pentru cele 80 de apartamente. Deci iată că dacă să vrea să pot întoarce munții, numai să vrei. Ar fi foarte simplu să spun, să pun blazonul: doamne, este criză, n-avem bani, nu ni s-a dat bani, metodele de accesare a fondurilor europene sunt extrem de stufoase și, într-adevăr, au fost făcute de niște cofetari, să nu zic altcumva, am spus foarte elegant la spotul dumneavoastră, fiindcă respect. Așa, de ce? Fiindcă nu am știut situația concretă din teren. Sunt bani foarte mulți pe măsura 3-2-2 la mediul rural. Ei, orăia în partea elată nu-și concep existența sau să fii într-un oraș să nu ai aceste utilități în toate statele care aparțin din punerea administrativ Cărbuneștiului. Nu trebuie uitat, Cărbuneștiul are 69 de kilometri de drumuri comunale și sătești care aparțin în administrare a primăriei. Când am venit, am găsit doar 6 kilometri, deci nici măcar a 10-a parte. În timp de aproape 6 ani am făcut vreo 10 kilometri, concluzia o trageți dumneavoastră. Și acum, vedeți dumneavoastră, când te-a pus să faci ceva, fiindcă sunt 12 sate care aparțin în puterea administrativ primăriei. Deci sunt la o parte centru civic, orașul propriu zis, sunt încă 12 sate. Și, domne, de ce faci la mine când? Și, domne, la toți le vine rândul. Dumnezeu, că e Dumnezeu. A făcut această lume în 6 zile și a 7-a s-a odihnit. Și pe vremea lui Dumnezeu nimeni nu făcea politică, era un singur partid, el era în capul mesii. Partidul lui Dumnezeu. Da, așa. Și își organiza treaba cum vroia. Bine, asta, Doamne iartă-mă, nu vreau ca să fac și tot de nimeni. Dar, care vreau, și pe vremea lui Dumnezeu nu era criză. Da. Ei, în momentul de fază, când știi ce... Muncea, cine fura intra în iad.
te mai uiți, bine, că dacă, că dacă ar fi să, să fie cine fură și acum să intre în ea, nu știu dacă mai rămâne un milion. Să umple iadul, rămâne raiul pustiu. Da. Deci, ideea care este? Iată că consider urgențele care sunt la bagheta, la manșa celui care conduce această administrație publică, sunt trecute prin filtrul 1 al minții, 2 al sufletului. Spre exemplu, în acest an avem în peniță, în primul rând, strada Pieții, să ne apucăm de ea. Mai avem de asfaltat vreo 3 străzi în zona blocuri. Aveți și banii? Ăștia sunt... Deci, i-ați prevăzut în bugetul anului 2014? I-am prevăzut. Cu asfaltatul, cu siguranță, 100% la cele 3 străzi din zona blocuri. Este vorba minerilor, petroliștilor, pandurilor. Amenajarea pe verticală, cu siguranță, da. Deci să terminăm, să închidem anul 2013 și 2014 cu amenajarea terminată 100% în zona blocului. Zic eu că o să ne apucăm și de următoarele apartamente anele. Adică deja în anul 2013 am terminat cu investițiile mari. Noi nu știu, mamă. Băgăm bățul să avem în continuare, fiindcă știi ce? Rolul primarului până la coata ăsta este. Nu este treaba din primărie, o rezolvi în 2-3 ore. Ce faci? Și eu nu sunt obișnuit să stau, eu nu cu tot viteza încet. Bine, asta e mie firea, deci să-mi recunoaște, poate pe undeva și colerică. Dar nu sunt obișnuit să stau. Și sunt atâtea și atâtea metode de a atrage un ban, te duci, te zbați, duci lobby și iată că, într-adevăr, rezultatele se uită. Sunt și multe gurele, sunt unii injectați cu venin, să nu zic cu altceva. Dar mai sunt unii obișnuiți să fața, nu meargă așa în, în fața pozelor și în fața pozelor, dar în fața realității obiective care poate să fie văzută în fiecare zi, sub niciun fel de formă zic că n-are ce să zică chiar și cel mai rău intenționat. Bine, jigniri la greu, de ce este Maria sa cetățeanu? Domnul primar, Maria sa cetățeanu a primit aceste realizări și probabil că e mulțumit, dar mai există ăia care sunt angajați la stat, adică să stea. Da. Știți, unii așa s-au învățat. Voi suntem la stat, deci trebuie să stăm. Este treaba lor. Voi cred că aveți probleme. Vă dați seama că aceste realizări încă erau imposibile fără implicarea 100% la tot ceea ce înseamnă fiecare om pe bucățica lui. Vedeți, această întreprindere numită primărie este un lanț care fiecare verigă și are rostul ei. Dacă una din el este slabă și se rupe, vă dați seama, acest lanț nu-și mai are efectul scontat, nu mai se rupe. Rupându-se lanțul, se rupe tot. Iată că, zic eu că este o artă a managerului care este în capul mesii. Și în principiu a primarului. Așa, să își adopte în așa fel arta de a conduce în care să-l faci pe cel de sub tine pe care îl conduci să vină de drag la servici. Sunt omul care le înțeleg pe toate din lumea asta. Și eu sunt soț, sunt părinte și știu ce înseamnă să ai un copil bolnav, o soție cu probleme, un părinte și așa mai departe. Le înțeleg pe toate, dar când este la servici, sunt mai mult decât zvir. Atâta timp cât ești la servici, percutez cum vreau eu. Nu că ar fi un... Nu am pretenții deosebite. Vreau ca cetățeanul să fie mulțumit de serviciile, pentru că bine că, sincer, nu poți să-i mulțumești pe toți, indiferent câtă bunăvoință. Apropo de astăzi sau apropo de... sunt multe lucruri cu fundul sus în țara asta. Din păcate. Da, și vreau să vă întreb și despre ele, motiv pentru care au trecut deja 25 de minute și aș vrea să trecem repede în revistă realizările și planurile pe 2014, pentru că mai am niște întrebări pentru dumneavoastră legate și de... contextul general care generează până la urmă situația în care ne aflăm. Da. Deci, să mai, ca realizare am spus pe cele mai importante. Cred că am spus, deci mi-am propus 6, am făcut 13. Cred că am trecut în revistă peste 9. Haideți să spunem, o prioritate, v-am spus, este strada Pieții, o prioritate, deci am făcut actele. Au costat în jur de 6 milioane pentru... tot ceea ce înseamnă alimentare cu apă plus canal strada Plopilor, înlocuirea sistemului de distribuție plus canalizare, cărbune stat. Avem în peniță și deja am demarat
actele, cum să zicem, proiectele pentru obținerea fondurilor guvernamentale pentru asfaltare, vata satului, deci drumul național, drumul județean, vata satului Cojeni, investiție de 28 de miliarde, Floreșteni, Crețești, Curteana, Măceșu, investiție de 60 de miliarde. Știți ce? Aici este precum la loto. Niciodată nu o să câștigi dacă nu joci. Categoric. De când și aici, și la aceste, îți faci actele și insiști, fiindcă niciodată nu o să zică cel de la București, la Ministerul Dezvoltării sau de la CNI, domnul Brea, nu cumva vreți dumneata niște fonduri ca vă să faci... Vă sună personal, zice, da, sigur, am niște bani. Sunt niciun fel de formă. E, care vreau, noi încercăm, da, am presimțirea și... Și de ce să nu recunosc, m-am și rugat la Dumnezeu ca din cele 7 proiecte care deja au fost trecute prin CT anii trecuți, să măcar 2 să ne apucăm de ele. Deci v-am spus, investițiile mari s-au dus și trebuie să facem rost de altele. Asta, cam asta ar fi proiectele pentru viitor. Să stăm puțin de vorbă și de învățământ. Chiar vă rog. Eu învățământ, zic că, cultură, sănătate. Eu zic că mai mult de cât elocvent este procentul de promovabilitate la bacalaureat. Acum 2 ani a fost 94,7, anul trecut a fost 96,7. Mai mare de 100%, mai nu mare. Se poate. N-are cum, este un perpetuum mobile de spesa a doua. Aș vrea să citim mesajele pe măsură ce vin și o să vă întrerup de fiecare dată, ca să nu rămână niciunul de citit până la finalul emisiunii. Felicitări pentru domnul primar, a făcut multe pentru oraș, păcat că nu îi se recunoaște adevărata valoare. Știți, n-am nevoie. Mulțumim de, pentru mesaj. Cu drag și respect, stimate telespectatorule. Eu nu fac pentru recunoștință. Nu zic că ar fi iaia din ceruri. N-am nevoie de absolut nimic din lumea asta, dar o fac prin simplu fapt că simt că vreau să las ceva în urma mea în ăștia câțiva ani când sunt acolo pe acel scaun. Să nu trec prin această funcție de primar, precum acceleratul prin Cărbunești, după 5 minute să cunoaște numai șina. Îți mulțumesc, dragă telespectatorule. Aș avea câteva întrebări, dacă mai avem totuși ceva, ați monitorizat tot ce înseamnă realizări. Actul de sănătate, mă gândesc cu el acum, deja avem în o lucru. O grămadă de medici. Ce faceți cu atâția medici? Nu înțeleg. Stimată doamnă, din două linii de gardă, din două linii de gardă sunt 9 linii de gardă. Dar cum de vi s-a aprobat este de la meritul, este meritul echipei manageriale condusă de doctorul Târziu, de care am toată stima și respectul. Și care cu drag pot să spun că este prieten. Și al administrației publice care le-a oferit, iată, locuințe. Da, deja nu e niciun fel de secret, am mai spus-o și cu alte dăți. Avem în lucru un proiect de fonduri externe, este cu o țelă finanțare, s-ar părea până în 3-5%. Nu e mult. Nu e mult. Ca și procent. Ca și procent, dar ca și valoare, o să vă spun eu că este, vă spun, deci este în jur de vreo 10 milioane de euro, asta înseamnă vreo 450 de miliarde, 5% sunt 23, nu știu de unde e ăla. De miliarde. Dar știi că m-am promut, e vorba aia, bani țigănești și tot o să facem... Aveți ce spuneți? Am grijă și sunt cu ei și mi-asum toată responsabilitatea. Adică luați bani cu camătă pentru primărie. Nu, doamne, da. Hai să explicăm exact. Bani țigănești de la bănci. De la bănci. O să mă împrumut la bănci. Așa, domnul primar, că mâine vă trezesc cu titlurile pe ziar. Da, așa. Pentru a duce la cap acest proiect, vă dați seama să... Deci, și despre ce e vorba? Deci, la tot ceea ce înseamnă 1. Dotare, 2. Clădiri, 3. Monitorizare. Pentru spital. Ei, dacă merită. Acum arată, este totul ok. Ei, vă dați seama, dragii mei, încă 450 de miliarde băgate în acest spital. Nu zic hopa până când nu trec pârleazul. Eu am convingerea că se va duce la bun sfârșit acest proiect. Deja vineri m-au anunțat proiectanții că o să vină să le dăm girul, deci împreună cu urbanismul nostru, nu trebuie uitat că virgulă clădirile sunt ale primăriei. Da. Așa? Să le dăm ocheiul ca să poată să mai pășească încă un pas în această ordine cronologică care trebuie este neapărat realizată
gândindu-mă la faptul de, eu știu, a cunoaște realitatea obiectivă, să știi ce să faci, să proiectezi, să accesezi acest fond. Un lucru extraordinar de frumos este că nu dau niciun leu înainte. Știți că banul înainte mai nou se dă pe centură și la cez. Că numai ăștia iau bani înainte. Noi nu dăm niciun ban înainte. Deci am criticat așa că nu-i reclamă. Da. La acest proiect, proiectarea va fi parte eligibilă din accesarea fondului respectiv. Deci, știți că mulți de dragul de a face, fac proiecte, dau o cărcă de bani. Nu, domnule, firma de consultanță să-mi facă proiectul, să-mi acceseze fondul și ia bani în momentul în care accesează acest fond. Și se poate. Deci și se poate, da. Prevede Uniunea, prevede fonduri pentru da, consultanță. Cheltuieli eligibile. Clar. De cultură, mai nu vreau, trebuie să mai spun. Da, mă mai întreb un pic. Dragi spectatori, vă rog frumos, nu sunați. SMS, da? Deci, faceți mesaj pe telefon, citeți mesajul. Mulțumesc. Să continuăm. Da. La cultură, eu cred că suntem pe de singure localități din țară care avem patru festivaluri. Este vorba. Unu, Festivalul Internațional de Literatură Tudor Arghezi, care știți, cu mare drag, mi-aduc aminte, ați fost partași acolo și ați văzut, avem 28 de academicieni după patru continente care sunt cetățeni de onoare ai orașului Cărbunești. Exact. Avem Festivalul Național de Muzică Populară Lăutărească. Avem Gena Bărsan. Sunt pregătit. Da. Avem Festivalul de Colinde după 14 decembrie. Deci iată că și mai trebuie să fie unul. Nu, zis patru. Nu pică fix acum. Stați așa. Vin spun la sfârșit. Imediat. Da. Așa. Iată că în Cărbun așa avem acel ansamblu folcloric Gilortu. Avem pe acea puiuță, pe acea privighetoare de 12 ani și 35 de kilograme, Luiza Ciudin, cu care am fost la Heidelberg când s-a dezvelit bustul marelui Cuza. După cum foarte bine știți, Cuza acolo și-a dat sfârșitul. Și am adus o parte din taraful din ansamblu folcloric din Cărbunești și am jucat acolo Hora Unirii la 15 mai, atunci când a murit marele Cuza. Extraordinar. A fost la Heidelberg, deci am spus, la Mannheim. O comunitate de românească extraordinară acolo. Am avut onoarea să o cunosc și chiar să-i văd o picătură de mărgean în colțul ochiului doamnei Mioara Mantale, consul general pe vremea aia, acum un an de zile, un an și puțin, așa, la Strasburg. Am fost la Atena, am avut anul trecut onoarea să-l cunosc și să am o întrevedere de vreo 10 minute cu Ioannitis Marvoditis. Este președintele UNESCO. Și iată că numele de Cărbunești s-a auzit de la Mannheim, la Napoli, în Coreea de Sud. Sunt acum 2 ani de zile au fost 2 locuri date de Coreea de Sud ca diplome internaționale pentru țara românească. 100 pe toată lumea, 2 pentru țara românească. Aceste 2 locuri au fost ocupați de 2 tineri din Cărbunești. Iată. Deci, din Coreea de Sud până la Mannheim s-a auzit de Cărbunești. Nu mai spun în momentul în care am fost cu clubul sportiv Gilortu la competițiile naționale și internaționale de karate. S-a auzit de Cărbunești. În ce țară e Cărbunești? Am spus, normal că este în România. Teatru francofon. Da, ca să teatru francofon, sigur că da. La Napoli. Da. Deci, echipa de teatru francofon a Colegiului Național a luat locul întâi pe țară, înaintea multor licee cu blazon, fiind luând locul întâi de 3 ani la rând, a reprezentat țara românească la Festivalul Internațional de Teatru Francofon. Ei, iată că a luat locul întâi, Cărbuneștiu. Pe țară. Pe țară și mi-a venit cu magna cu laude din Lituania, de la Barcelona și anul trecut de la Napoli. Iată că s-a auzit. Da, e un lucru mare. S-a auzit de Cărbunești. De bine. Cum să nu fie? Că de bine. E simplu. Știi ce? Într-adevăr, să mă aute și de asta la altă. Eu știu, domnule, dacă nu muncești, nu greșești. Apropo de ce s-a întâmplat, picolo, păcolo, păcolo. Dar trăgând linie și adunând, punând ca și justiția în cele două, un cântar, punând cele bune
cu cele rele? Cu cele rele, eu zic că cu siguranță, la diferență foarte mare, lasă cântarul jos. Mi-e greu să fac emisiunea cu dumneavoastră pentru că vorbiți foarte mult. Sunteți la fel ca la primărie. De asta suntem aici, nu eu. Aici vorbesc mai mult la primărie, eu zic că scurt și concis, dar până la coadă... Eu vreau să prindem tot din ce mi-am făcut eu planul. Perfect, de acord. Dați-mi voie. Vă stau la dispoziție. Să mai citim un mesaj. Se știe că ce face domnul primar face pentru oraș, îl iubim foarte mult, dar să se mai tempereze puțin, că oamenii sunt nerecunoscători. Da. Felicitări pentru ceea ce face. Sunteți un pic, vă enervați repede. Ce discutam adică? Doamne, când pui suflet și vezi că nu-ți iese, nu ești plantă. Corect. Ți se urcă zângele în vineri, inima face 13, aveți 14. Cu drag, știu, mi-a mai spus cineva acasă pe care respect și încerc să mă... Sunt convinsă că doamna și fetele. Da. De exemplu, vreau să vă întreb, mi-am făcut eu așa un plan. De bugetul de pe 2014, sunteți mulțumit? Doamnă, niciodată nu ești mulțumit, fiindcă la a vrea și a pune în practică proiectele pe care le trebuie mult. Am învățat să mă mulțumesc cu puțin. Am învățat să mă gândesc și am eu o vorbă cu bani mulți, face orice prost treabă. Exact. Și când sunt bani mai mulți, cine știe, m-a ferit Dumnezeu de sportul ăsta, că dacă nu m-am dedulcit până la vremea asta la Cașcaval, cu siguranță așa o să mă duc la Moșu. Sunt multe de făcut. Nu sunt mulțumit de buget. Vedeți dumneavoastră, Cărbunești este un oraș sărac, cu toate că cu ce am făcut noi pe acolo? Ba, mă vezi, vin aproape 2 miliarde de la panourile solare pe an. De la un finanțator, de la ceea ce ai făcut pe acolo. Spre exemplu, la magazinul ăla care l-am făcut, care a fost atât cântat. Bine, unei concurențe este... are de câștigat cetățeanul, fiindcă se umblă unul la calitate și la prețuri. La calitatea actului de comerț și la prețuri. Așa care beneficiar este cetățeanul. Adică crește calitatea, scade prețul. Extraordinar. Sigur că da. Așa, de la acel magazin, spre exemplu, pe an, un vine cel puțin, deci numai de închirie, aproape jumătate de miliard. Deci este o sursă de venit în plus. Corect. Fiindcă acum te gândești să faci aia, să dai culo, să dai culo, fiindcă doctorul șere, popa șere, dascălul șere. Corect. De unde? Cât să lungești acest buget? Asta, păi și străzi, păi și... Păi și străzi, dar asta, după ceea ce faci, cheltuielile de funcționare. Această întreprindere numită primărie trebuie un anumit buget, cheltuielile de funcționare, pentru a funcționa. Începând de la salariile salariaților, terminând cu iluminatul public, terminând cu salubritatea, terminând cu asta, cu spațiile verzi, cu apă și așa mai departe. Tot, da. După asta, ce-ți mai rămâne scăzând din bugetul pe care îl trebuie să mai faci și ceva. Corect. Așa. Din păcate, este foarte puțin ceea ce îți rămâne după această diferență, dar am foarte mare încredere. Deci, veniți cu idei. Bun, și cu ideea, dar care e problema? Acești bani guvernamentali, noi nu ne mai întâlnim cu această pomană, cu acești bani europeni. Sunt până în 2020, ai scăpat tremul, ai pus-o. În ce sens? Să ai proiecte, să fii în stare să le susții, să fii în stare să... acolo unde se aprobă la București și ne se dă ora exactă, să poți să îți susții aceste proiecte, fiindcă nu sunt niște hârtii sau niște plănși făcute numai de dragul de a le face, să fie conștientă toată lumea de... finanțatorul, Ministerul Dezvoltării, aceste fonduri externe că își vor achita targetul, adică obiectivul. Și eu zic că cu puterea de convingere care o am, eu zic că de cel puțin două proiecte a promite, și a nu te ține de cuvânt înseamnă să nu fiu om ca lumea, nu promit, dar eu am o presimțire că ne vom apuca de cel puțin două proiecte mari în Cărbunești. Să dea Dumnezeu. Mai avem un mesaj, un om deosebit. Bună seara, domnul primar, vă salută Dorel Ștefănescu. Iată și cineva care își declină identitatea. Dorel. Care spune, da, spune este, și numele. Este un fost coleg de servici de la Petrol. Locuiește în Cărbunești? Dacă nu mă înșel, nu. Nu? Vă vede din altă localitate. Da. Ce să mai salut, Dorel, Doamne ajută, cu dragă. Bun, să revenim la... Deci de buget nu sunteți mulțumit, dar încercați să-l creșteți. Știi ce? Și dacă
aș spune, da, domnule, avem sau nu avem și, și eu știu, ți se ridică tensiunea, că asta e când vezi din pofta de a face ceva, ca și acasă, ca și gospodina acasă, din pofta de a face ceva și vezi că nu ți ajunge banul, bugetul familiei, sunt discuții. Și apropo de discuții și de bani, ia uitați ce spune un telespectator. Da. Și noi nu cenzurăm, dragi telespectatori, zice, mâncați banii oamenilor cu emisiunile voastre. Dragi telespectatori, emisiunea este gratuită și este destinată telespectatorilor din Cărbunești și din alte localități, da, și primarilor care pot să aibă un exemplu de bună practică. Cu siguranță, și doamna, deci, a spus, eu întăresc această chestie, deci pentru această emisiune din cadrul, deci de dragă gospodar de telespectator, cel care a trimis acest mesaj și care vă interesează foarte mult bugetul local, că nu știu dacă v-ați fi plătit impozitul pe anul trecut, cu siguranță această emisiune este cu titlu gratuit. Da. Doamna reporter, am o singură doleanță, să facem drumul de la piață, să nu se mai laude. Adică nu vă mai laudați, ci faceți drumul. Deci domnule, vedeți că citesc, dragi spectatori, la prima vedere, mesajele directe postate. Uitați dumneavoastră ca și obiective pe anul 2014. Ce pot să vă spun? Proiectul a costat în jur de 500 de milioane. Am moștenit unul. L-ați plătit? N-a fost, da, e plătit. E plătit proiectul. Da. Uitați-vă dumneavoastră. Adică proiectarea, nu proiectarea, valoarea, da, totală a lucrării. Da, iar proiectul, vă spun eu că este 23 de miliarde fără TVA. Cu siguranță. Valoarea lucrării? Valoarea lucrării, da. Da. Așa, cu bugetul nostru local am spus-o de mult. Că o să ne apucăm de el. Este o prioritate. Eu zic că în fiecare an luam pengelii, cum se zice, cum se spune în limbajul nostru, l-am făcut funcțional. O să-l facem. Ia uitați-vă dumneavoastră acolo că scrie ca și prioritate la obiective pe anul 2014, deci strada pieții. Da. Este. Mai avem un mesaj care spune așa, dacă vă ocupați de acele proiecte, faceți și angajări. Am 20 de ani și nu știu unde să găsesc servicii. Domnule, probabil că e un cetățean din Cărbunești. Chiar, depinde și ce pregătire chiar, are. Da, chiar astăzi am avut audiențe și cu gust amar spun, este sărăcie. Ce vă spun? Haideți să trecem o țară la revistă. Vă 25 de locuri de muncă s-au făcut la panole solare. Au lucrat aproape 100 de oameni în timpul de 6-7 luni de zile când a fost construcția. La fabrica de peleți sunt vreo 36 de oameni. Acum la acest magazin vreo 13 locuri de muncă. La firma Salubris 45. Deci s-au creat niște locuri de muncă. Dar haideți să-i răspundem telespectatorului. Poate veni în audiență? Doamne, am avut și astăzi. Dar el poate veni? Oricine poate dacă veni. Din Cărbunești. Oricine poate veni în audiență. Dar haideți să lămurim o treabă. Domnule, eu nu lucrez la JOFM. A, că mă implic eu. Poate că mai mult decât trebuie. Pentru a găsi un loc de muncă și abuzez de toate relațiile, prieteniile sau, eu știu, cunoștințele mele. Chiar cu sărut mâna. Și le impune și la investitori să angajeze oameni din localitate. Doamne, stați așa să mă termin după ce vă ascult. Spuneți. Așa. Deci eu nu lucrez la AJOFM, m-am implicat poate mai mult decât trebuie și m-a rugat, dar bunul simț și sufletul, fiindcă ți se rupe inima când vezi, dom'le, n-am ce să pun pe masă la copii, așa, cu siguranță da, dar vedeți dumneavoastră, aceste, acolo cum a fost la panourile solare, a fost terenul primăriei și m-am implicat, dar aceste proiecte mari când vin, sunt licitate la București, deci nu la noi aici. Și îți vine o firmă din Constanța. Nu cunosc. Bine că autorizația de construcție eu o dau. Dar, sincer, am trăit să văd și patron cu suflet, că până la coadă eu îi spun problema financiară. Dom'le, cum îți convine să iei unul din Constanța să-i dai casă, masă și transport când poți să iei unul de aici? Da. Care stă la el acasă. Care stă la el acasă și scazi, deci în loc să-i dai 15 milioane, că atâta costă pe lună casă, masă și transport, îi mai dai 10 aici, îi dai 25 de milioane. Dă-mi tu mila al meu din bătătură 15 și economisești o treime. Corect. Mai avem un mesaj. Bună seara, vezi de contan aveta profesorilor după noua lege?
Nu este nicio nouă lege, este legea veche, după cum foarte bine știți, dragii mei, am prevăzut în bugetul local pe 2014 jumătate din valoarea ei, este aproape 400 milioane. Jumătate din navetă. Da. Mai luăm repede un mesaj, după care continuăm cu întrebările. Domnul primar să nu ia în seamă pe cei nemulțumiți, să facă ce poate și gata. Doamne ajută, îți mulțumesc. Îți mulțumesc, dragă, da, telespectatorule. Vedeți, noastră, când nu s-a făcut nimic, poate că nu zicea nimeni nimic, dar acum când începe ca să se miște roata și colo și colo, fiecare se vrea, bă, să nu reveni la ce am spus cu treaba cu Dumnezeu, cu treaba în 6 zile. Eu sunt aproape de 6 ani. Eu zic că se cunoaște în Cărbune și mai ales în aceste condiții, când haideți să ne uităm și la capra vecinului, când alte primării au fost blocate financiar, când nu și-au luat salariile de luni de zile, cel puțin în Cărbunești, cu o singură excepție aia că am vrut eu, nu s-a luat în 6 ani de zile, s-a luat în 6 ani de zile salarii la timp. Așa, apropo și de dascăl, respect foarte mult această categorie. Nu trebuie uita că sunt copil de dascăl. Dar, într-adevăr, v-am spus să dai, din acest amărât de buget local care a fost până aici, să dai și la popă, și la dascăl, și la doctor. În ideea în care până acum, până la descentralizarea unităților spitalicești, primăria nu dădea un leu la spital. Acum, din puținul ăsta, vă câteva miliarde să duc și acolo. Dragii mei, și acum, haideți să nu vorbim. Și amărâtul ăsta de funcționar public. Nu trebuie să recunoaște. Știu, respect foarte mult această meserie nobilă de a învăța. 4 luni de zile aveți vacanță, e un lucru mare. Nu zic că să stă 4 ore la școală, că este mult. Asta și cu pregătire și așa mai departe. Dar funcționarul public stă 8 ore și vă spun eu că cel puțin la Cărbunea să stă 8 ore la serviciu și nu se stă, se face treabă 8 ore. Salariul mediu este în jur de 7 milioane jumate. Și dumneavoastră să aveți o bomboană. Eu zic că e o chestie normală să o dați prima dată la copilul dumneavoastră. Sau o împărțiți jumate și dați și la vecin sau la verișor sau la o rudă. Îmi pare rău că ăștia, deci salariații, deci din primărie, nu beneficiază, cu toate că acolo la... De transport. Da, așa la transport. Astăzi a mai venit cineva și, domnule, haideți să... Și bonuri de masă. Tot din acest buget local. Fraților, de unde... În orice caz, ce pot să vă spun exact ce am spus adinaori? Astăzi, în acest an, pentru prima dată, se dă jumate din valoarea navetei. Mai avem cam 10 minute și eu mai am două întrebări și un mesaj necitit. Imediat, domnule primar, cu dezăpezirea, stați cam prost. În exteriorul orașului se circulă ok, dar în oraș este haos. E părerea dumneata, nu știu ce ai avut dumneata în vedere când n-ai spus această chestiune. Nu că aș fi eu primar, nu că aș fi ca și cetățean, eu consider cu banul, resursele care le-am avut, trebuie să recunoaștem că, nu știu, îmi permite să spun că exagerați puțin, asta în mod elegant. Nu sunteți mulțumit, încă o dată, ușa primăriei și a primarului este deschisă. Să vină la dumneavoastră. Așa, deci este pentru prima dată când Rugiu, dacă știți, dragă telespectatorule, unde este acest sat, nu a fost nici măcar 2 ore afectat de aceste zăpezi. Și când faceți o afirmație, haideți să ne uităm la ce a fost în țară, dragii mei, și câte mii de miliarde au tocat unii pe această dezăpezire. Pot să vă spun cu mâna pe inimă, chiar azi dimineața am achitat o parte, efortul bugetului local pentru această dezăpezire pe oraș și cele 12 sate care aparțin din punct de vedere administrativ Cărbuneștiului a fost până în 250 de milioane. Fiindcă am făcut-o cu forțe proprii, cu plugurile proiectate de subsemnatul, și chiar pot să spun că am gestionat personal 100% această zăpadă și zic eu că nu a fost probleme majore, mai ales că nu a fost niciun apel de 112, în ideea în care trebuia să asigur funcționalitatea în primul rând a spitalului. Dacă știți cum este spitalul, cu siguranță pe cele două coaste de acolo
M-am bucurat de sprijină echipei de intervenție celor de la 416, care sunt niște oameni de toată isprava. Depășim puțin pentru că am și intrat un pic după fix, așa că nu o să ieșim exact la fără 10. Deci, mai este un mesaj, vă dea Dumnezeu sănătate ca să puteți face tot ceea ce v-ați propus și eu mai am două întrebări. Vine campania electorală, două campanii electorale, europarlamentarele și prezidențiale, și vă pun și a doua întrebare repede ca să ne încadrăm, să știți ce vreau să vă întreb, dacă sunteți mulțumite guvernarea din care faceți parte. Da, mă. Sine-te-me. Și mai am un mesaj. Da. Haideți ca să o luăm la rând. Știu că suntem la anul 2014, sunt două campanii electorale, dar am spus-o și o mai spun. Dacă nu mă vor convinge cei care candidează că merită acest sprijin sincer, că toți își amintesc de primari implicarea, când vin alegerile, implicarea, candidații. Da, implicarea primarului Mazilu va fi zero. Da? Da. Puteți să o spuneți fiind la putere așa? Da. Bine. Mai avem două mesaje. În legătură cu punerea peste Gilor, puntea peste Gilord de la Ștefănești, o mai faceți? Că e distrusă și nu, stați să citesc tot mesajul, așa, și nu mai pot trece oamenii. Și celălalt mesaj imediat și le răspundeți la amândouă. Doamna reporter, vă rugăm să spună cum se prezintă ancheta cu doctorii care sunt în anchetă. Nu prea e treaba domnului primar. Nu prea e treaba mea, sunt, sunt organele abilitate. Sincer, puțin mă doare, ca primar, ca om. Deci au fost reținuți 29 de zile, fiindcă au considerat dumnealor că au fost pericol public pentru cetățean, pentru ordine, liniște, ordine publică și așa mai departe. Nu trebuie uita că acești medici, cu păcatele lor, au adus pe lume peste 2-3 mii de suflete și de vieți omenești. Nu cred eu că meritau să stea să fie tratați ca ultimii ucigași care au făcut fapte deosebit de grave și care poate s-au judecat în libertate. Organele de abilitate sunt convins că o să-și facă, își facă datoria. Apropo de punte, dragă telespectator, nu știu când ai dat dumneata pe acolo, dar cel puțin personal am verificat vinerea trecută și suntem astăzi miercuri. S-a scuturat de zăpadă, într-adevăr, dacă vreți să vă spun, rețin bine, 86 de scânduri sunt într-adevăr putrezite, 7-8 nu mai sunt, cu siguranță, să ia puțin zăpada, să poți să faci treabă, cu siguranță o să o avem în peniță. Deci anul ăsta. Cu siguranță. Imediat cum se ia zăpada. Să se ia zăpada anul ăsta, stimată doamnă. Bravo, domnule primar, cel mai bun primar și cel cu cele mai multe realizări. Doamne ajută, cu respect, îți mulțumesc, dragă. Și vă rog să-mi răspundeți și la întrebare, că ne scoate emisiunea de popular afară. Da? Gigi și Betty, colegii mei, așteaptă să intre în direct cu telespectatorii și telespectatorii așteaptă și ei să intre în direct. Sigur. Așa. Deci vă întrebasem și despre guvernare, dacă sunteți mulțumit de felul în care se face guvernare în România și după care mai citesc un mesaj. Doamne, ia-mă câte mesaje. Știi ce? Bun, într-adevăr. Poate că s-a așteptat mai mult. Haideți să ne gândim de ce a fost lipsă de acești bani, de aceste fonduri. Nu vedeți dumneavoastră că totul se învârte în jurul banului, precum totul în jurul soarelui. Așa, ar trebui ca să achite niște datorii dinainte. Dar mă deranjează și spun asta nu cu ochii primului, cu ochii cetățeanului. Domnule, prea politizăm totul, este prea multă hâră pe românește între cele două palate. Mi s-a rupt sufletul mine de român când de ziua țării noastre, pe 1 decembrie, președintele, parcă să mușcă ai dreacu, Doamne iartă-mă. Așa. Președintele stă aici, primul ministru la 10 metri asta depărtare, președintele Camerei Deputaților la 10, ălălaltul la 10. Nu se poate așa eu ceva. Eu zic să zicem mersi că au fost toți în același loc. Știți care e problema? Știți care e de multe se duc unul la Alba Iulia, da. Unul la Constanța, în momentul în care străinul, cineva de dincolo vine să acceseze, să vină să facă, să bage bani în țara românească, când vede la nivel național unul cea, unul hăis, la nivel local de Gorj, atâtea și atâtea scandaluri. Din păcate, nu știu, dumneavoastră, dragii mei, din Max Media, parcă mediatizați prea mult tot ceea ce este rău. Noi nu.
Nu, nu, nu. Noi nu în SATV. Persoanele de fază se exclud. Haideți să zicem așa. Așa facem. În momentul în care, haideți să vedem și ce este. Nu vedeți că o crimă, un viol imediat, moți primii. Noi nu. Așa. Doamne, am spus mass media, dumneavoastră. Am și ocazia să ne laudăm. Da, da. Ei, iată că sincer, parcă ar trebui să fie puși profesioniști în capul mesii, în capul ministerelor. Se politizează tot. Ce pot să... Nu țineți minte acum, vă câtva timp, ministrul culturii era un ungur. Toată stimea cu Budapesta lor, dar parcă nu trebuia să fie ungur. Pune la turism, pune la prășit. Cultura de la români. Așa, cu cultura de români. Dați voi să mă citesc. A pus ministrul agriculturii un inginer electronist care nu știa câte țâțe are vaca. Nu se poate halul ăsta. Nu e, doamnă, dar asta e realitatea. Îl pui pe ăsta și după 6 luni de zile este incompatibil. Până la leagă, până la împușcă, până la cutare. Nu se poate așa ceva. Haideți să nu să lăsăm să fie, eu știu, acolo în frunte să fie un politician, dar să aibă curajul și harul ca să lase profesioniștii la manșa ministerelor. Acum la Ministerul Învățământului, fiecare guvernare face câte o reformă a învățământului. Haideți să o luăm pe franceză din 1864 în Franța, numai cu o mică excepție în 1952 de Gaulle, a făcut o mică reformă a învățământului. Au căpiat și părinții, și dascălii, și copiii. Da. Ba, este școală aia pregătitoare. Ba, să face de 9 clase. Ba, asta, să vină să facă școli profesionale. Fiindcă nu toți au harul să facă ateliere, nu mai găsești un meseriaș. Și acum termină cu 5 ăsta bacaloriatul și îl face tata procuror, îl trimite la Târgu Jiu. L-am întrebat pe fiul meu ce face el la practică. Zice, teoria. Da. Ce da. Mai ziceți? Auziți, mai avem 5 mesaje, chiar în dacă școală, nu avem timp. În școală nu se mai învață să, eu știu, să sădești un pom, o floare, cum făceam odată la agricultură cu doamna Țuțuia, nu mi-aduc aminte. Domnul primar, nu vreau să vă enervați, știu da. Că sunteți mai coleric, mi-a da. Spus-o deja. Da, da. Mai sunt niște mesaje la care nu le răspunde, doar le citim pe post da. Și rămân pentru dumneavoastră ca temă de meditație. Temă pentru acasă, da. Cu temă siguranță o să meditez mult. Că nu de alta trebuie să ieșim. Da. Și nu vreau nici pe telespectatori să-i privesc de asta. Stimă și respect pentru un om, pentru oameni, zgrubunță. Există? Zgrăbunță, da. Așa, domnule, drumurile Curteana, Crețești, e un dezastru. Deci nu mai comentăm, doar le citim. Da. Că nu mai avem timp. Ia să vedem dacă reușesc să le văd pe toate. Domiciliez la Sadu. Așa, dar m-am născut în Duțești, Târgu Cărbunești. Am fost foarte nemulțumit de felul cum s-a procedat cu dezăpezirea, s-a întors plugul chiar în poartă, puteți veni să vedeți la familia Davidoiu. Să vedeți, să verificați, domnule primar. Uite, aveți ocazia, faceți audiențe direct aici, aflați de la oameni ce probleme sunt. Felicitări, domnule primar, e cel mai bun primar din ultimii 20 de ani. Să vă dea Dumnezeu sănătate ca să puteți face tot ceea ce v-ați propus. Domnul primar, astea sunt mai multe mesaje, dragi spectatori. Așa, alt mesaj, domnule primar, să nu ia în seamă pe cei nemulțumiți, să facă ce poate și gata. L-am mai citit, cred că citesc înapoi cumva. Să știți că ce face domnul primar, face pentru oraș, îl iubim foarte mult, dar să se mai tempereze. Puțin oameni sunt nerecunoscători, felicitări pentru ceea ce face și felicitări pentru domnul primar. A făcut multe pentru oraș, păcat că nu-i se... Cred că deja... Nu, am citit în greșeală. Ce părere aveți de strada care traversează orașul Târgu Cărbunești? E drum județean, vă spun eu. Nu, național. Național, scuzați-mă. Și e treaba drumurilor naționale. Așa, citisem din greșeală, că sunt foarte multe și nu mă mai țin la ele. Așa, mă numesc Alex din Târgu Jiu și aș dori să apară domnul Gheorghe Roșoga la ENSAT TV. Vă mulțumesc. Ne pare rău, nu suntem aici la emisiunea de populară. Vin colegii mei imediat. Bună seara, mă numesc Alex din Târgu Jiu. Așa, întrebați-l pe domnul din emisiune dacă se vor mai face școli pentru copii. Și gata. Vă întreb acum, răspundeți dumneavoastră. Poate vine și mă întreabă de respectatorul. Ne iertați, nu mai putem răspunde la mesaje, măcar le-am citit pe toate. Domnule primar, mulțumesc pentru prezență. Cu drag, Doamne ajută și eu știu, am considerat să port o discuție în fața camerei de la vedere, sinceră, cu cuvinte simple, ca să înțeleagă și să fiu înțeles de toată lumea, fiindcă de obicei cei care vin pe la microfoane să ascund în spatele unor expresii pompoase, dar eu
aleg linia dreaptă, drumul cel mai scurt între mine și dumneavoastră, adică în un limba simplu și mă scuzați dacă cumva am depășit puțin limita. N-ați depășit deloc, mulțumesc pentru prezență și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru atenție, la revedere!